stare să facă cerere, măi, ești nebună acasă, mă lase pe mine acasă. Dar în tachinam nu sunt geloasă. Se pare că e geloasă? Nu. Vă dați seama dacă n-a fost cu cameră, cu lavaliere? Îi dau dezlegare, adică cum vine asta? N-ai cum să dai dezlegare. Eu nu înțeleg asta cum vine cu dezlegarea. Stai că nu înțeleg. Ia, nu eram în stare să fac cerere, stai acasă. Ai exagerat acum, am glumit. O altă glumă foarte mare. 90% din bărbați înșală. Orice ar spune. 90% din bărbați. Eu înțeleg cei care recunosc și cei care nu recunosc. Atâta timp cât femeia nu află, nu înțeleg ce ar putea să se întâmple. Dacă nu știi, dacă nu afli, dar dacă simți... Păi de dacă așa sunt bărbații. Deci atunci de ce mai stați cu ei, dacă aveți impresia asta? De ce mai stați cu ei? Așa e pus. Păi nu, sincer, de ce mai stai cu ei dacă știi că te înșală? Eu nu te ascult că mă vorbesc singură. Păi când iei pe cineva, nu iei pe cineva care te înșală. Până nu-l prinzi. Dacă l-ai prins o dată, la revedere. Și nu poți să gândești la fel despre ea? Nu știu. Că m-ar putea înșela la locul... Mă, eu sunt de părere că dacă ai suficientă încredere în tine și respect față de tine, nu înșeli. Păi tocmai. Că dacă ai respect față de tine, ai respect față și de ceilalți. Păi tocmai, eu așa știu. Ce femeie poate să facă același lucru, poate să înșele cu tine de mână. Nu, păi eu am încredere, dar zic că așa e. Văd în femeie să fii sigur. Și dacă stai cu gândul ăsta într-o căsnicie. Dacă asta crezi despre femei, demonstrează că de asta e singur. Femeia întotdeauna tace ca să țină căsnicia să fie de... Și își vede de treaba ei și de... Ei, acum, dacă tace din gură, nu poți să o calci în picioare. Păi, dar nu, ea, păi, dar vezi că femeia oricum nu se lasă călcată în picioare dacă treci cu impresia asta. Într-adevăr, trăim într-o epocă care mai bine nu te mai măriți. Că ești terenul, nu uite la măgita. Te credem, Simona, după atâta timp singură, e normal să fii dezamăgit. Aolo, de ce faci asta? Păi nu vezi ce dezamăgită e? E, unde e dezamăgită? Păi n-auzi. E, na. Zice că... Spui niște vorbe aiurea rău. Ce aiurea spune? Păi, cum să zici așa? Păi n-auzi că trăiești într-o epocă care nu mai trebuie să... Păi că nu trebuie, în sensul că toți bărbații au început să-și facă de cap și toate femeile la fel. Păi da, și ce am Păi și... Nu trebuie să zice. Bine că te ajută, ai ce mă corect eu, mă, ce trebuie să zici ce nu? Ce fii? Eu mai cred încă poate să... Păi tu mai stând 10% din bărbați, poate nu și zici. Și eu, Doamne ajută. Mireasă pentru fiul meu. Ați văzut? Ați văzut contrazicerea acolo în masă? Nu e adevărat, băiat.